Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a făcut o nouă declarație controversată. A spus într-o emisiune la Radio Dobrogea că bărbații trebuie să poarte barbă, menționând că cei fără barbă sunt ciuntiți. El a subliniat că orice bărbat ar trebui să poarte barbă, mai ales slujitorii Bisericii Ortodoxe. De ce poartă barbă slujitorii Bisericii Ortodoxe? Așa este firesc. Barba este lăsată pentru bărbați. Sunt și excepții, oameni spâni, cărora nu le crește barba și sunt triști unii dintre ei, care ar vrea să aibă. Bărbatul trebuie să aibă barbă. Bărbații fără barbă sunt ciuntiți. Orice bărbat ar trebui să poarte barbă, cu atât mai mult slujitorii Bisericii Ortodoxe. Ei trebuie să aibă chipul lui Hristos, care a purtat barbă. Au purtat și apostolii și toți părinții bisericii noastre. Și iată, barba este un element natural care ține de bărbăție. Și cu atât mai mult slujitorii trebuie să poarte această podoabă lăsată de Dumnezeu.